Acesta a fost singurul concurent care a strâns 6 puncte. Pe locul 2 a terminat favoritul numărul 1 al turneului sârbul Boșco Abramovici, pe 3 Dan Bogdan de la Sfânt Andrei, iar pe 4 sedmăreanul Radu Doroș de la LPS, toți cu 5,5 puncte. Organizatorii au acordat și câteva premii speciale: Alex Geiger, cel mai bun junior sub 20 de ani, Ciurcă Roland, cel mai bun junior sub 14 ani, Peter Jankovic, elo mai mic de 2200, Robert Lazin, elo mai mic de 200, Ian Banias, cel mai bun senior de peste 60 de ani și Marin Luiza, prima în clasamentul la feminin. Numărul 1 al turneului Marele Maestru Boșco Abramovici din Serbia, un premiu de 1000 de euro. De origine legitimată la clubul Reșan Alas, Andrei Ponte. Adrian Munteanu și Müller Wilhelm au mulțumit din partea organizatorilor, tuturor sponsorilor și participanților pentru implicare și au promis că vor încerca an de an să organizeze acest turneu în memoria celui care a fost inimosul șahist sădmărean, Iuliu Sabo.